Președintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, a declarat astăzi că organizația pe care o conduce va organiza vineri în piața prefecturii din Târgu Jiu un meeting pentru susținerea moțiunii de cenzură. La acțiunea de vineri și-ar fi anunțat participarea aproximativ 500 de persoane, meetingul urmând să se desfășoare pe perioada 3 ore. Acțiunea a primit avizul primăriei Târgu Jiu, deși existau dubii în acest sens, chiar primarul municipiului neștiind de dimineață dacă acțiunea va fi sau nu aprobată. Am primit solicitare de la PNL pentru organizarea unui meeting vineri, începând cu ora 11 până la ora 14. Astăzi se vor întâlni cei din comisie, începând cu ora 12. Vor discuta și cei care decid sunt membrii comisiei. Ce este adevărat, trebuie să țină cont că în această perioadă, după un program bine stabilit de Camera de Comerț, avem și o expoziție auto în piața prefecturii. Deci, încă o dată repet, cei care decid sunt cei care fac parte din comisie, pentru că cei care fac parte din comisie răspund și de ordinea publică și de asigurarea condițiilor ca meetingul să se desfășoare în condiții civilizate. Meetingul liberalilor are legătură și cu refuzul primului ministru de a respecta hotărârile definitive și irevocabile în câteva județe ale țării în care trebuia să se organizeze, conform legii, alegeri parțiale, a mai spus Vâlceanu. În Gorj ar trebui să se organizeze alegeri parțiale la Stănești, locul în care Consiliul Local a fost dizolvat de instanță. Hotărârea nu este încă definitivă.